Pentru că în această perioadă sunt la mare căutare măștile pentru protecție, Asociația Părinți Salvatori s-a decis să dea o mână de ajutor. A cumpărat țesături și elastice și câteva localnice care s-au oferit voluntar sau apucat de treabă. Toată lumea caută peste tot, știm că nu se găsesc, știm că sunt foarte scumpe, știm că unii speculează nevoia și oferă la prețuri inaccesibile. Și atunci mai multe doamne voluntare din Borșa, pentru că acolo vorbim de o situație destul de tensionată, pentru că există panica aceasta, având în vedere numărul mare de persoane venite din Italia. Aceste doamne au decis să se mobilizeze, fiecare la domiciliu sau la mici ateliere de croitorie. Ieri era un lucru circa 2000 de măști și câteva sute erau gata pentru a fi distribuite. Sunt câteva puncte de unde pot fi procurate. Cine dorește poate să vină să-și ia de la niște puncte pe care le-am anunțat în zonă. Cei care își doresc, stabilim câteva puncte de unde pot să-și ridici. Măștile sunt distribuite gratuit, iar cei interesați pot obține mai multe informații de pe pagina Asociației Părinți Salvatori.